Salut! Noi suntem Cocolic și bine ați venit la Viața Ciudățică! Finalul, sper! Haideți să vedem ce se mai întâmplă cu Sean, deci, și Cristina, cu Cristina, eu am jucat ăla când timp ce tu te vlogmasai acolo și da. Am ajuns în închisoare, de ce derbedeia aia doi din față, Ghiță și Ghiță fată. Ghiță și cu Ghița. M-au băgat în închisoare. Și, ai de mine. Și unde ești tu? Uite, asta eu. Și ăla mic de inel ce face? De la tot timpul are grijă cineva. Eu sunt închis aici, timp ce el stă bine într-un pat. Bun, haideți să vedem aici. Se pare că mai suntem cu un cuplu. Hai vorbesc cu cuplu. Oare ce-au făcut cuplul ăsta? Știi? De cât timp ești? De cât timp ne ține aici așa? Nu. E prima oară când începi să stătești granița. Amintesc prima oară când treceam eu granița. Și eram mai tânăr. Era să aproape ne uscăm în deșert. Și când a fost asta? Dar puțin, deci ăștia... Noi nu vorbim în spaniolă, nu? Acum un an și jumătate, nu vorbim în engleză. Vorbim spaniolă? Suntem spaniosa? La traducea e acolo jos. În engleză, da, da. E a treia oară când cuplul ăsta încearcă să treacă granița. Îi întrebăm de ce? Nu ești obosit la trecut granița? Stai puțin, dar ăsta chiar știe să vorbească. E normal, că nu știe el spaniolog? Mexicano sau? Înțeleg. Până nu reușim, nu ne lăsăm. Asta e însărcinată. Vor să le dea o viață mai bună copilașului. Au o fetiță. Ce zice? Exact asta a făcut tatăl meu. Ce frumos vorbește Sean engleză. A plecat o tău viață mai bună. Dar acum știu. Mi este dor de casa mie. Lui era dor. Tuturor ne este dor, dar sunt sigur că avem fiecare un motiv pentru a pleca. Vrem o nouă speranță, frate. Frate, dar Mexico? Nu o să fie o treabă ușoară să stăm în Mexic. Deși este o țară superbă. Și mi este foarte greu să renunț la ea, dar acolo e mai greu să-ți îndeplinești visele. Da, da, da. E un fel de România sau? Tu îți pleacă zinătate să lucreze? Cred că da. Acum timpurile se schimbă, vremurile sunt altele. Asta mai bine zic eu, Cristina. Că bine. Așa. Da, o să fie bine în America. Dar oamenii sunt de toate felurile pe care am cunoscut. De la derbedei la derbedei normal. Ojalá. De când am zis cum asta? Ok, zice că va trebui să muncești de două ori mai mult în Mexico pentru aceeași pâine. Așa funcționează. Treaba e grea acolo. Uite, s-o trezit asta, băiețoasa. Bă, ce musculoasă e. Gata. Este America. Aici vorbim engleză. We're just talking. Dar vorbeam și noi aici. Venim aici ca să muncim, nu ca să furăm. Ăștia știi ce erau? Ăștia erau niște oameni care ne prindeau pe mine și după aceea mă dădeau poliției. Serios? S-a arătat cineva ca să nu trecem vama, dar noi am vrut să trecem vama, să mergem în Mexico. Ne certăm sau... Gata, taci. Stop causing trouble. No, excuse me. Noi am distrus un zid, ăștia cred că l-am explodat. Nu sunt terorești. Vrem pace și... Vor ceva bun în America. O viață normală, eu înțeleg. Știi, mulți pleacă din România și după aceea se întorc cu lumea să-și facă vilă. Asta ce ciudățică-i. You're a bigot. Your facts are just bigotry and hatred. Yeah. Yeah, I hate what you did to my country. Our borders. Asta este că fără oamenii ăștia care vin, de exemplu, dacă ar pleca toți oamenii din Italia sau din alte țări, n-ar mai avea aia de lucru, se bazează pe muncitorii români. I don't think I have a choice. I want the safest country for my children. You love your family. Bă, când scăpăm din închisoare, că ăștia nu mai vorbesc. Jocul ăsta este jocul, viața este o telenovelă. We do it for our child. A mother must understand. Femeia trebuie să înțeleagă că pentru copil. Oh my god. Ideea este că ăștia se ceartă. What? Maddie. What you say? Oh, see? There you go. Calm, Diego. Siéntate, Diego. Diego, stai jos. Nu mai arătă situația. Lasă-i pe aia să stea în nisipul lor. Dar vă place sau nu? We're not. Nu o să vă lăsăm în pace. Faza este că și ei au fost arestați.
Știi? Loser. Mm-hmm. Cine vine aici? Asta care m-a arestat. Ăla trebuie da, să ce, ne plăgească, da, dar ce prostovanii și ăsta. Strigă, Daniel! A, tu ești Sanj cu Daniel? Cam nu ne prindea, ne dea drumul. Adică, nu. Deci poliția nu știa că noi suntem Sanj și Daniel. Nu știa. Gata, gata. Diaz. Cum e fratele meu? Nu-ți fac pentru el. Întoarce-te, mă cătușează. Cătușează pe ăsta. Ok, cred că ne duce la interogatoriu. Oare l-a interogat și pe la mic? La mic, poleșinat. Cred că la spital doarme. Ah, serios? Mâncă turtă dulce, fac pariu. Da, pentru că lui tot timpul este bine. Sper să am o alegere bună la sfârșit ca să-i fac lui Daniel bine. Ne răzbunăm pentru ciocolata. Nu te răzbunăm, dar eu n-aș vrea să crească mare derbedeul ăla. Chiar este ultimul derbedeu, deci chiar n-aș vrea deloc cu Daniel. De asta îmi place, uite, știu, n-are un ochi, e zgâreat, o prin bătaie mai înainte, ce să mai faci de la el? Deci e la infirmerie. Da. Vreau cafea? Ok. Good. Be right back. Imediat. Ok, hai să scăpăm. Okay, cum putem să scăpăm de aici? Da. Dacă l-aveam pe Daniel, probabil ne ajuta să scăpăm. E ceasul? E 6 și un sfert deja. Dimineața? Bă. Cum o să ieșim din toată treaba asta, oare? Nici măcar nu putem să dăm cătușele jos. Bă, hai să așteptăm cafeaua. Avem ceva, n-avem niciun ban, se pare că ne-au golit toate buzunarele. Niciun obiectiv. Uite acolo, camera de securitate. Ne și filmează. O să dăm spectacol aici. Nu, a zis, I cannot put a show, deci nu putem să facem nimic, că ne vede, știi? Păi, sincer să fiu, altceva nu mai am ce să fac aici. Decât să-l așteptăm pe nenea ăla. Sper că-l văd pe Daniel. Ăsta e singurul pentru frațul, dar... Păi da, pentru că e fratele mai mic, cred că de asta. Că dacă era mai mare, nu cred că-i păsa de el. Call Daniel, nu pot să-l cum. Cu ce să-l call? Hai că totuși nu-i... ca George, să o chemăm cu mintea. Bun, deci, practic, ce putem să facem? Decât să așteptăm, cred că până ce... vine cafeaua. Voi, cocurișilor, ce ați mai făcut? Cum vă pregătiți de sărbători? Bă, nu mai trebuie să fac. Dar uite-te la cătușe, fă toate chestiile de făcut. Că am făcut! Așa, ca să vedem dacă ne lasă să... Uite că vine. Așa. Hai, nenea, mai repede! Ce față are și ăsta. Ne-a dus o cafea. Bun. E prea trezut să-i zicem că nu bem cafea? O să ascult. Hai să vedem. Hai să beau cafea. Bine. Serios? Coffee's gonna make me feel so much better. Mai beau cafea. Mă țină că e noaptea și avem nevoie de energie să facem multe prostioare. E dimineața, Felix. Mai am cafea? Nu mai am. Nu mai am cafea! Mai-mi pui? Omule! Ai făcut o grămadă de lucruri. Chiar copiii pot să facă în zilele de astăzi așa ceva. Ofițerul ăla din Seattle. Ai vandalizat o cameră de hotel când a explodat-o. O explozie. Dar cum și toată lumea știe că ei au fost? E păcăleal, nu a pus să știe. Un grup religios în Nevada care a ars. Și? Nu măcar n-am trecut de jumătate de listă. Whatever, nu mă să te explic eu ție. Whatever. Yeah. Whatever. Keep your teenage crisis for each of okay, she's on her way. She spoke to your mother. Cine a vorbit cu mama ta? Who took responsibility for the church? Maica s-a luat responsabilitate pentru focul din biserică, dar nu e adevărat. That's not true. She had nothing to do with it and you know it. But sure. Throw another innocent in jail. Ideea este că Maica s-a
A recunoscut ceva doar ca să nu fie în închisoare. Mm-hmm. Îmi pare rău pentru tine. Chiar îmi pare. Dar Daniel va fi cel care va primi toate avantajele. Ok. Când scăpăm de aici? Nu știu, Felix. But running away from trouble is never a good solution. You know, cred că toată chestia este după caz real. You claim that Officer Matthews' death was an accident. So why didn't you wait for the police? Nimeni n-o să mă creadă. Dacă îi spun ce s-a întâmplat. Păi? E prea târziu acum. Eu sunt polițistul cu pistrui. Vremea bună este că... Hai, mă! Fratele tău e prea mic ca să fie închisoare. Și poți să le ia părinții lui dacă vrea. Uite-și tu, Daniel, ăsta pățești orice! Nu mai pot așa ceva, Cristina! Mai zis la început. El va avea o viață, dar tu nu. Cred că mai vine Daniel, și-o scos puterile. Ceea ce nu înțeleg este de ce am atat pistrui pe față. Când eu îmi dau cu cremă ca să am și mai mult pistrui pe față. Bine, adevărul, oamenii cu pistrui, unii arată foarte bine cu ei. Foarte bine și, na. Sunt video, ce vreți. Cred că o să vină Daniel acum. Mm-hmm. Să vină Daniel. Și zice, cine mi-a luat ciocolata? Accidente s-au întâmplat, nu-i fiecare noastră. Erau doar... random accidents. Da, e nebunie, dar... se întâmplă în jurul nostru. Nu pot să explic, dar nu pot vreau. Ascultă. Odată e accident. Două este noroc. De trei ori. Opa, opa, opa. Vine Daniel. Da? Nu cred că trebuie să mergi. BOOM! Stai să vezi. Ușa, fac pariu. Hai că e tare. Tare, dar sper să... sper să... De ce de asta tot e protejat, ai văzut și tu? Ce e? O să văd dacă e mort. Ce trebuie să fac acum? Obiectiv, fă ce vrei. Trebuie să fugi, asta trebuie să faci. Aha, băi, stați aici! Scoate-i pe ăștia, scoate-i pe ăștia, scoate-i pe ăștia, prietenii mei, scoate-i pe ăștia, te rog! Scoate-i pe ăștia! Nu poți să aleg, Cristina. Ba vreau. Haide. Stai puțin, acum se gândește că îi zice mintea lui. Daniel! Opa, ăștia au încercat să mă omoare. Daniel? Nu știu, am o opțiune. Opa. Uite. Free. Hold on. We're gonna get așa, facem vedea o bună. Daniel? That's it. Perfect. Gracias. Muchas gracias. Ok. Ăla e Sanche de pe perete. Esperem-me aqui. Until I check this out. Stai aici până verific eu, desigur. Holy mother. How'd you do that? Take revenge. Da, da, se întoarce roata. Era să-l puște pe Daniel și până să facă. Ce vrei acum? Daniel, bate-i! Fă-i măr! Că merită! Așa. Oricum nu puțin nimic, doar eu puțin masaj. Brava! Bravicii mea! Și ăștia, mai poți să-i chem sau cum? Bun, hai că-i chem după. Daniel, du-te primul. În caz de te împușcă cineva, tu să fii primul. Daniel! Daniel, Daniel, Daniel! Do not move. Wait, Sean. Stay back, Daniel. Quick. Gotta find some fast stuff. De cu magul din spate. What the fuck? Come on. We will shoot if we need. Crush them. Okay, stop. I said. Oh my god! Chestii. Hei, le-a îndreptat spatele. Trebuia să știți mai bine! Mi-ai salvat. Cuplul ăla dinainte era de treabă, o să... Ah, da. Deschide. Bagajul noastră.
step back. Bă, da, puterea asta e senzațională. Dacă nu ne explică la început ce cu puterea, jocul ăsta este... I'll be right back. Ciudățean. Ok, be Luc, ce puse aici? Valentine's bag. Bet it belongs to one of these trigger hands. Așa, de la oamenii ăștia cu... Pot să iau? Nu pot să iau. Ce mai putem să luăm de aici? E geanta la ea răi. Păi da, și poate au lucruri bune. Dar vreau să iau, Cristina. De ce nu mă las să iau jocul ăsta, Cristina? Pick up! Pretty good memory. Am luat. Vrei, nu? From a pretty bad place. A, am luat doar ceva. Sunt souvenir. Uite, am luat chestia asta, ah, cred. Ah, ok. Stai să chem și pe ăștia. Că au și copil. Nu mai poți să pe acolo, nu? Bun, mă duc înapoi. Am plecat la colindat. We would be so dead if we didn't have Daniel's power. Ok, acum ce se mai întâmplă? Exite! Exite! De ce o sesie de poliție ar fi încuiată? Nu pot înțeleg. Take it out, Daniel! Am mișo ăștia. Mai bless you, okay. Să fac tortillas. Go! Rabla e mașina noastră. Hai că ne sculcăm foarte bine. Pe partea. Hurry, Sean! Drive! Am doar trebuie să ajungem în Mexico și nu mai ne prinde nimeni. Mă gândesc că suntem aproape de graniță, că ne-au prins în graniță. Mexico port, 300... Oh my god, de la un kilometru. Și ceva. Nimeni nu... Cum să trunosc cineva că ne-ai făcut șters pe toți? Nu încă. Cătușa de la mână, vrei să o dai jos? De urgență! Oh my god, toate unitățile. Prizonieri multipli. Doi adulți și doi copii. Și un Daniel care tot timpul o să fie un avantajos. Sunt armați și periculoși. Fugiți de la care fură ciocolată. Mai mergem în Mexico? Da? Nu avem unde să mergem. La bunici. Faza este că... Eu zis aia că în Mexico nu e așa de făină cum crede, adică de fain. Măcar o să fie liber. Artificii. Sean? It's the 4th of July. Ziua Americii, ce asta? 4 July. First one without dad. Mamă, de acum așa amintesc. Sigur scăpăm acum. Ai dreptate. Îți amintești când furam ciocolata și tot? Americanii folosesc artificiile atunci și ei sărbătoresc cu șmecherie. Acum să amintesc lucruri din trecut, ceea ce înseamnă că probabil se termină jocul. Datorită faptului că... Nu pare ce să mai oprească acum. Cred că suntem aproape de Mexic. Păi ar arăta 3500 de metri de graniță, știi? Imediat ajungem. Sau mai mult. Imediat ajungem, un kilometru, 2-3, tip acolo. Mai ne punem să facem vreo alegere sau ne arată amintiri din trecut. Mamă, dar deșertosii. Uite, acolo e zidul. Și am făcut o gaură acolo în zid undeva, n-am cum să o astupe. Este zidul lui Trump? Da, l-au făcut. Shit. Dar nu pot să înțeleg. De ce nu mergi prin gaura zidului? De ce nu mergi pe aici, pe la vamă? Că au făcut o gaură. Am mașina. Avem de ales. Sean, we can't let them get us. Știi ce opțiune avem? Opțiunea avem să se predea Sean și Daniel e prea mic să fie arestat, deci să trăiască o viață bună. Sau, eu cred că dacă ne batem, Sean o să pățească ceva, că Daniel niciodată nu pățește nimic. Chiar. Deci avem de ales. Niciodată efectiv, nu o să fie... Deci, dar puteau să meargă prin gaura zidului. De ce nu au mers? De ce au mers pe la vamă? N-are nici măcar cel mai mic sens. Puteau să se ridice. Nu, dar am făcut, în episodul trecut am făcut o gaură în zi. De ce n-am mers la ea? Știi ziua aia? În Seattle? Când am pățit tot taică-su? Mă gândesc în fiecare zi. Și-aș da orice. Să schimb ce s-a întâmplat.
Da, nu pot. Acum o să ne punem să, să alegem. Și cred că alegem un final al jocului. Da. Acum ce facem? Indiferent ce facem, Sean nu o duce bine. Știi? Dar de ce s-o ducă Daniel bine, nu? De ce s-o ducă bine Daniel? Cred că orice faci nu o să ducă bine. Cine? Sean. Da, da, Daniel o duce bine. De exemplu, dacă el va fi arestat, Sean va fi arestat, Daniel va merge la bunici și va avea o viață normală. Mm-hmm. Cred că orice faci, ăsta mic tot o să ducă bine. Nu cred. Mm-hmm. Nu, că dacă își folosește puterile, îl văd ce-l arestează. Și sincer să fiu, prea mult o poți proteja Daniel. Știu că pot să aleg varianta ca Daniel să fie bine, dar eu zic să nu. Eu zic să nu! Zic fără ciocolată! Ideea este că ce pot să aleg? Daniel să stea toată viața în închisoare? Sau acum să, o să fie împușcat, garantat. Pentru că dacă o să fie bătălie aici, știi? Mm-hmm. Lasă-mă să aleg. Dar nici faptul că mai există să preda nu a ajutat cu nimic. Absolut nimic. Cum se termină povestea cu Lupi? Mă sper că nu mă dă de la începutul poveștii. Trebuie să alegi. Surrender sau cross the border? Știi care e faza? Deci, dacă noi ne surrender, da? Atunci o să fie închisoare pe viață și Daniel o să se ducă la bunici. Nu-mi convine! Dacă ne batem, cred eu garantat o să păsească ceva Sean și Daniel o să păsească și el ceva, sper. Așa că eu, sincer să fiu, nu l-am suportat deloc pe Daniel. Ești de acord cu decizia mea? Daniele, sper să pățești tu ceva! Ok, dar nu poate să nu-ți vorbesc cu mașina într-un scut. Ia să vedem ce face. Pa. Wow. What the fuck? Nu înțeleg ce se întâmplă, așa, știi? Shoot! Opa. Ce tare. Ok. Mă aștept să păzească ceva așa. Wow. Ok, asta e putere faină. Ok. Dacă am prins o mașină, a trebuit să fuci și să se stii pampesul pe tine. Și aia din spate, aia din spate care stau și zic, ok, azi n-am fost la baie? Wow. Mamă, ce tare. Începe să-mi placă de ăsta mic. Nu-mi place deloc. Nici măcar un... Îți place doar puterile pe care le are, dar nimic altceva. Personalitatea contează foarte mult. Face loc. Și ușa se deschide? Mașina! Parcă se dește, parcă văd un polițist după un colț, pac, pac, care dă, mamă, știi? Mamă, nu! Ba, ca în filmul ăia. Veniți azi? Alo? Da, credeți că e obosit. Ce relax e. Nu merge acolo? Bă, dacă scăpăm, e fain.
Dacă acum trebuie să vină un polițist. De unde să mai fie? Sunt curios dacă Daniel o să crească mare și o să fie golan. Eu cred că acum nu, cred că acum o să se schimbe personalitatea. Faptul că a văzut câte chestii a făcut, știi? S-a mai maturizat în momentul ăsta. Dar chiar o să scape cu bine? Ar fi fain să avem pentru amândoi alegere, nu numai pentru Daniel, știi? Chiar o să fie cu bine acum. Bienvenido a Mexico. Bienvenido a Mexico. Crezut că-s mai mult la vamă și mașini din partea alta. Sau nu mulți încearcă să treacă vama pe acolo. Ok, ce se întâmplă asta? Puerto Lobos. Asta e locul unde stau în Mexico? Cocktails, cred că aici lucrează la cocktails. Cred că mă ne arată viața lor, cum trec anii. Hai puțin să întreb că amândoi au trăit cu bine? Piniata, cred că se pare acolo. Astea sunt făcute de... de Sean, desenele. Asta e Daniel când a crescut mare? Nu-i prea frumos. Joacă pe PlayStation. Are o prietenă? Sau asta... Am și un câine. Dar eu nu înțeleg dacă astea sunt ce le-a făcut acum sau sunt mai vechi. Asta e casa în care stau ei acum? Sau o să mai stat? Că nu știu care e. Nu se... Cred că nu. Așa zice, doi lupi. Ideea este că i-am salvat pe amândoi într-un fel. Sean, adică e făcut de Sean ăsta. Eu mă bucur că am luat decizia asta. De ce să stea Sean în închisoare și Daniel să stea la bunici? De bine. Ha, cu capitanul Spirit. Dai puțin, asta e poliția aici. A venit poliția la ei, a găsit? Pandila Locas. Local gang. Right Banana gang. Este vorba de ei. Diaz Repair Shop. Și-a deschis un magazin. Ce fain. De mecanici. Diaz îi chemă pe ei. Da. Frumos. Hai până la urmă că ai făcut decizia bună. Da. Ce arată că e un loc periculos acolo în Mexico. Dar cu toate astea se simt bine. Asta e închisoare sau e geam frumos? Nu știu. 6 years after the events of the border. 6 ani după ce s-a întâmplat la vamă. Mi arată cum sunt mai mari? Cred că da. 6 ani. Nu-mi dau seama dacă e închisoarea asta sau... Nu, e șopul. Space. Băi, bravo că se suca băieții. Atelier, ca și cum avea tatăl lor. Diaz Repair. Diaz Repair. Ia să-l vedem. A rămas fără un ochi, dar măcar e în viață. Da. Și-a pus un ochi de sticlă măcar. Deci mai să s-o predea degeaba. Dar mi-a zis să nu se predea. Ok, și Daniel ce face? Asta era Sean sau Daniel? Asta e Sean. Cred, nu? Pare să fie Daniel. Da? Da, e Daniel. E Daniel. A crescut. Da, e Daniel. E recunoscut. Uite-l pe Sean! Te-ai văzut cum arată acum, bărbat și tot? Bine că nu-i poliția. Are ochi de sticlă. Mamă, ce golănaș sunt amândoi. Fratele meu, ce... Este că nu o să se pună nimeni cu ei. Păra e pe picioare! Ok, se pare că e viața periculoasă acolo, frate. Nimeni nu se mai pune cu ei. Uh-huh.
Se vede că Sean muncește mult. Păi, mai bine o viață ok amândoi decât numai Daniel bună. Deci asta a fost alegerea mea. Și Sean în închisoare, mai bine așa. Da. O, câți bănuți ai văzut? Se conoam. Merge bine, merge bine afacerea cu, de demn de mecanic, dacă a strângi. O, ce frumos e acolo. Wow. Băi, că o duc bine. Au bani, au căldură, că eu stau în frig aici în Cluj. Au grătar. Beau bere fără alcool. Sunt adulți. Au grătar, știi? Dar încă n-au prietenă. Urmează. Dar e superb acolo. Și au scaune de plastic, cum aveam și eu toată viața. Casa lor trebuie să ne zugrăvită, nu este super fain. Păi, mie îmi place. Și mie. S-a terminat cu bine, până la urmă. Consider că e alegerea cea mai bună. Șa, nu fuma! Oricum se lasă, e clar, e ultima țigară. E ultima. Asta e de la maică, se pare. Lobos. Mai este text, nu știu. Oricum, asta e ultima țigară, de să știți, că nu, solo se lasă. E ultima țigarete. Nu știu ce oameni sunt pe planeta asta, mai trânești unul din ăsta care sfură ciocolata și mai are și puteri. Dar de ce ăsta e curat? Și celălalt e murdar. Că se muncește mai puțin. Mai treabă bună. Da, eu sunt tare mulțumit de decizia pe care am luat-o. Și eu. Trebuie să fie egalitate, să fie bine. Uite ce frumos e acolo. Vreau și eu. E fain când se termină cu bine. Da. Consider că am luat cea mai bună decizie și am văzut și cum s-o bătut la graniță cu karate high-tech, cu vânturile. Până la urmă se pare că asta a fost seria Viața Ciudățică. Îmi place că mi-a explicat episodul 5 Lupi. Îmi place că mi-a explicat exact unde are puterile el. Deci apreciez asta la joc. Jocul ăsta a meritat foarte bine, apreciez asta la joc. Ok. Ăștia acum o să se laude cu cine a făcut ce a făcut. Eu sunt foarte mulțumit de deciziile noastre. Rupeți butonul de Cocolai. Scrieți în comentarii ce vreți voi, ce jocuri să mai jucăm. Și ne vedem data viitoare. Pa!